stimați telespectatori, din nou în cabinetul stomatologic al domnului doctor Cezar Ursu, medic dentist. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Despre ce ne vorbiți în această seară? În această seară am să vă vorbesc despre gura uscată sau xerostomia. Xerostomia, dar asta termen, ține de stomatologie? În termen medical, ține și de stomatologie. Mai ales partea de complicații care apar datorită acestei afecțiuni. Această afecțiune este datorată lipsei salivei sau scăderii fluxului salivar. Se întâlnește în mod normal în situațiile de stres, de nervozitate, dar când se regăsește permanent, atunci poate ascunde o afecțiune generală gravă și la rândul ei poate provoca anumite afecțiuni. Saliva are un rol foarte important. Pe lângă acela de lubrefiere a mucoasei bucale, are rol și în digestie și în prevenirea apariției carilor și a plăcii bacteriene. Are rol în perceperea gustului, în ușurarea procesului de masticație și vorbire, în prevenirea infecțiilor bacteriene la nivelul mucoasei bucale. Simptomele acestei afecțiuni sunt senzația de uscăciune a gurii, saliva devine vâscoasă, lipicioasă, senzație de arsură la nivelul limbii, senzație de gât uscat, buzele apar crăpate, apar fisuri la nivelul comisurilor bucale, deglutiția este îngreunată, carile apar în număr mai mare, apar afecțiuni gingivale. Da, probabil că din cauza, eu știu, bolii respective care generează, scade, eu știu, concentrația din salivă, e deficitarea de un element ăsta chimic care se găsește în... Nu? Saliva, atunci, sigur că, da. Saliva, da, are rol și în protecția împotriva infecțiilor bacteriene. Da, și în această afecțiune putem regăsi anumite afecțiuni, cum ar fi infecții, ulcerații la nivelul mucoasei. Respirația urât-mirositoare, iarăși este o cauză. Xerostomie. Printre cauze... Printre cauzele apariției acestei afecțiuni aș putea enumera efectele adverse ale unor medicamente, cum ar fi... medicamente care tratează depresia, anxietatea, Parkinson, antihipertensive, antihistaminice. Da. Altă cauză ar mai fi chimioterapia și radioterapia, mai ales la nivelul capului și a gâtului, deoarece se distrug glandele salivare. Alte afecțiuni de natură medicală, cum ar fi diabetul, infecțiile cu HIV-SIDA, sindrom, boala autoimună Sjögren, respirația cu gura deschisă, fumatul, menopauza și îmbătrânirea. Îmbătrânirea nu este în sine un factor de risc, ci doar bătrânii folosesc medicamente care au acest efect advers. Și cum putem să ne dăm seama, de exemplu, în cazul unei afecțiuni stomatologice, că e vorba despre așa ceva? Ce... Crește numărul carilor, frecvența apariției, apar probleme gingivale, cum ar fi gingivite, pot apărea parodontite. Bun, și în cazul ăsta stomatologul poate să ia vreo măsură în afară de tratamentul pur stomatologic? Măsură în ceea ce privește indicațiile. Care ar fi adică, indicațiile? Dacă este de natură medicamentoasă, ar trebui schimbată prescripția sau doza acelor medicamente, folosirea unei gume de mestecat fără zahăr, cu xilitol, e o substanță care înlocuiește zahărul. Astfel se stimulează activitatea glandelor salivare și crește cantitatea de salivă. Consumul zilnic de apă să fie de minim 2 litri pe zi.
Da. Clătirea gurii să se facă cu soluție de bicarbonat, deoarece se neutralizează pH-ul, pH-ul care este acid devine neutru. Evitarea alimentelor, băuturilor pe bază care conțin cofeină, deoarece crește senzația de sete, evitarea alimentelor acide, a dulciurilor, evitarea alimentelor condimentate. Și nici citrice să nu se consume. Sunt acide. Sunt acide și atacă smalțul. Vă dați seama, lipsa salivei, saliva care protejează suprafața smalțului, citricele au un efect demineralizant asupra smalțului. Da. Păi, toată povestea asta vă îngreunează și dumneavoastră activitatea de medic stomatolog, nu, sau stomatologi în cazul tuturor medicilor. Da, e neplăcut, dar asta e viața până la urmă, nu? Și alte indicații care s-ar mai da în această afecțiune ar fi evitarea fumatului, a consumului de alcool, evitarea folosirii apelor de gură care conțin alcool, deoarece alcoolul usucă și irită mucoasa bucală, folosirea unui umidificator de cameră pe parcursul nopții, utilizarea unor soluții care înlocuiesc saliva, soluții procurate de la farmacii, consumul de fructe și legume de consistență tare, cum ar fi morcovul, mărul, țelina, tot așa pentru stimularea secreției. Da, în cazul diabetului, țelina, de exemplu, da. Bine, mere. Sigur că fiecare își alege meniul după afecțiunile pe care le are, sigur că da. Și schimbarea frecventă a periuței de dinți pentru a preveni acumularea de bacterii și periajul după fiecare masă. Deci asta este foarte important, cu schimbarea periuței de dinți. Lumea nu dă atenție, sunt persoane care țin câte o periuță de dinți și 5 ani. Că da, e bună încă. Nu. Nu, se schimbă. Doctor v-a explicat, sigur că da. Odată la 2 luni, odată pe lună, depinde de la caz la caz, depinde cum arată peria acelei periuțe. Și dumneavoastră și eu degenerăm în altă discuție, am spus între ghilimele, recomandați în ultimul timp periuța electrică, dar și despre asta am mai vorbit, sigur. Și da, e mai bună decât periuța. Este mai eficientă. Și aia trebuie schimbată. Este mai eficientă la și capul și partea activă a periuței, doar partea activă, nu întreaga periuță electrică, trebuie schimbată, la fel au niște martori care arată când trebuie schimbată. Bine, asta e și o chestie comercială, nu? Și comercială, ține și de igienă. Și de igienă. Păi cam asta este, domnule doctor. Vă mulțumim pentru toate aceste sfaturi pe care le-ați dat și așteptăm o nouă emisiune cu alte sfaturi. Ne revedem. Curând, sper. La revedere, stimați. La revedere. Sigur.